Bună ziua, bună ziua! Revenim așa cum v-am obișnuit. Ce prezentăm astăzi este o Toyota CHR hibrid, bineînțeles, nivel de echipare lounge, preț 19.875, adică 17.134 cu TVA, 16%, începând cu 1 iulie, în Germania, TVA-ul a coborât de la 19% la 16%. Mașina are 53.000 de kilometri, prima înregistrare iulie 2017, achiziția s-a făcut de către o persoană juridică și am negociat și numerele în acest preț. Și în acest sens avem un contract unde este precizată mașina, numărul de kilometri, data primei matriculări, VIN-ul mașinii și faptul că în preț au intrat și numerele roșii pentru 15 zile, numele de export în total, în cuantum de 250 de euro. Și mașina a fost 19.625. Nu a putut să ne reducă prețul și a redus prețul mașinii astfel încât cu prețul numerelor. Și haideți să vedem cum arată mașina. Și am ajuns în Germania, sunt la Autohaus Ehret, de unde preiau această Toyota CHR, producție 2017, undeva la 50 ceva de mii de kilometri la bord, varianta lounge. Varianta lounge se deosebește de flow prin senzori de parcare față, farurile full LED, jantele pe 18, geamurile cu tentă privacy, și tapiseria, care este un amestec de textil cu piele. Mai mult textil și mai puțină piele. Și bineînțeles, fiind automată, fiind hibridă, cutia automată. Toate sistemele de siguranță, menținerea benzii, adaptive cruise control, navigație și dacă e să ne uităm să vedem și kilometrajul, 53.812. Din spusele dealerului, ne-a făcut o surpriză și ne-a făcut plinul. Pe de altă parte, în sumă, în 20.000 de euro aproape, fără câteva sute, au intrat și numerele de export pe 15 zile. Noi suntem pe 17 august, au fost obținute vineri și un set de anvelope de vară, după spusele lui, proaspăt montate. Și dacă ne uităm, sunt Yokohama, se și vede pasta, made in Japan, și, Blue Earth RV02, codul, YYY4819, săptămâna 48 din 2019. Deci sunt produse anul trecut, made in Japan. Discurile arată că mașina a stat, se vor curăța, nu știu cât de repede, dar se vor curăța. Cât privește curățenia interioară, haideți să aruncăm o privire. Nu s-a omorât. Iarăși observăm fermoarul pentru a se da jos și a se curăța. Trebuie să intre la o spălare mai atentă, mai cu simț de răspundere. În portbagaj. Același lucru, un aspirator bun, va face treaba. Compresor, soluția pentru pană și cârligele aferente. Op și așa. Senzor pe spate, o să fim puțin contrajur. Anvelopele, de asemenea. Și acum, ca să fim cârcotași, să găsim și puncte. Că tot, nu toate mașinile sunt perfecte. Aici este o mică îndoitură, foarte mică. De asemenea, bara față poartă aceste zgârieturi mici. Capota nu are urme de
pietre. Mai dăm o tură scurtă. Mai observăm o mică zgârietură, dar nimic care să ne mulțumească. Facem socoteala că una nouă este 30 și ceva de mii. Mașina a fost 20 și ceva de mii, 19.900 cu tot cu numere. Și TVA-ul se va rambursa după matricularea autoturismului în România. Am preluat deja formularul de la dealer și se va expedia împreună cu certificatul de matriculare, asigurarea de România și cartea de identitate. Volan încălzit, sistemul de reglaj, comenzi multe, un miros de mașină stată și să încercăm să și pornim la drum. Auxiliar, covorașe dedicate, loc de depozitare sticlă, oglinzi pliabile și, exact ce spuneam, necesita o idee mai multă curățenie. Următoarea revizie în august 2021 la 60.800 de kilometri. Asta înseamnă că mașina are revizia proaspăt făcută, având în vedere că are 53.000. Dimensiune de anvelope ce se potrivesc pe acest autoturism și numele ăsta Aisin ne spune ceva, producător și de cutii de viteză. Vă las și vom prezenta și actele și cum se comportă mașina la drum în următoarea parte a clipului. Profit puțin și de acest moment liber și aș dori să prezint și compartimentul motor, căci nu am apucat să o facem. Asta cred că am filmat-o deja, dar nu strică pentru aducerea minte. Nice touch. Și acum să vedem dacă ne pricepem să deschidem o capotă. Ne pricepem. Scuze pentru modul în care țin camera. Și ce putem vedea? Un motor îngrijit, curat. Nici nu ar putea fi altcumva la 53.000 de kilometri. 53 avea ieri înainte Supra-ul. Haideți să vedem ce ne spun aceste etichete. La 8 august 2020 la 53.000 făcută revizie, următoarea la 8 august 2021 la 68.000. Oil 5.30. Aici cred că au dat-o cu băta în baltă pentru că trebuie pus un 0.20. Halal reprezentanță. Lichidul de frână 12 august 2021. În rest nici nu ai ce să vezi. Lichidul este la maxim. Lichidul de răcire. Lichidul de frână aproape de maxim. Și în rest foarte curat. Antigelul la minus 25 de grade. Verificat în august 2019. Nu sunt frunze sau păienjeni depuse. Cine știe, poate chiar a stat într-un garaj și a fost condusă de o bătrânică. Pâsla de la motor este la locul ei. Amplasamentul bateriei se menționează. Hidrură de nichel în bateria de tracțiune. A se oprit de către un profesionist. Și baterie cu plumb în față. Aceasta. Siguranțele unde sunt amplasate și cam atât cu compartimentul motor. Revenim și cu o mică parte de test drive și să ne uităm puțin la consumul înregistrat până în acest moment pe cei 1600 și ceva de kilometri. Și dacă este să
vedem o viteză medie de 111 km la oră, range-ul 107, consumul mediu 5,6. Ținem cont că e benzină, este hibrid, puțin încărcată și multă autostradă. Și ce ne mai spun aceste date? Că ar trebui să mă odihnesc în curând. Și în acest moment rulăm cu 130 km la oră. Ar trebui să alimentez în 106 km. Și e acea schemă în care mașina ne arată motorul termic unde duce energia, către roată sau către baterie. Revenind puțin, deocamdată nu prea sunt multe mesaje, ne arată limita de viteză pe acest tronson și setarea Adaptive Cruise Control la o distanță minimă. Așa îmi place mie, mi-arată ce anume ascultam, busola și iarăși diverse date. Navigația are și România. Waze-ul ne însoțește în permanență. Puțin înnorat, 21 de grade. Sonorizarea este peste medie. Avem și două berze care ne priveau. Oglinzi pliabile, geamuri electrice cu impuls pe toate cele patru geamuri, sistem de parcare, asistență la faza scurtă, faza lungă, climă pe două zone, bineînțeles cutia automată, un CVT care spre surprinderea mea nu a fost atât de gălăgios în momentul accelerărilor și parcă mai spre țară. Am mai condus mașini hibride tot pe distanțe mari, dar aceasta parcă avea, dacă pot să spun așa, un dinamism mai mare decât celelalte. Într-adevăr, și anul de fabricație 2017 și tehnologia în mare, deci și aceeași principiu rămâne la fel, dar se mișca o idee mai bine. Multe sisteme de siguranță activate, menținerea benzii, Adaptive Cruise Control, comenzile pentru Bluetooth și sistemul audio. În rest, grafica este acceptabilă, puțin cam lentă spre lentă mișcarea grafică acestea. Aceste romburi se regăsesc și pe praguri și pe modelul fețelor de uși. Acum se aude, nu știu dacă camera va înregistra, deși camera are o particularitate aparte, redă zgomote care nu sunt auzibile în momentul înregistrării. Cine știe, o, un microfon mai sensibil. Modul EV, auto hold-ul și ESP-ul. Oglindă Helio mată se închide în momentul în care apar faruri din spate. Geamuri privacy pe spate și cu o anumită protecție pentru parbriz și laterală. O să încerc să mai fac o scurtă trecere previstă și a actelor și ce am găsit așa oarecum ciudat. Mașina e concepută pentru oameni scunzi. Știu că japonezii sunt scunzi, dar în momentul în care eu mi-așez scaunul să am loc la picioare, am 1,85 m, trebuie să duc brațele mult prea mult pentru a atinge volanul și volanul este tras la maxim către mine. Adică nu este împins, este tras spre mine.
cred că o imagine din, de pe locul pasagerului ar fi fost mai elocventă. Pilotul automat, așa cum îl așează Toyota de ceva vreme, sunt conservator din punctul ăsta de vedere, scaunele încălzite, butonul start-stop și buzunare în ușile laterale, în cap sticle și alte chestiuni. O cotieră foarte încăpătoare, după cum se vede, cu o mufă de încărcare. Tavanul negru accentuează puțin senzația de claustrofobie generată de suprafața vitrată mică în, pentru ușile spate. Dacă se poate observa. Avantajul este că soarele nu pătrunde la pasagerii locurilor spate. Aceștia, dacă sunt copii, pot să doarmă netulburați. Bun. Cu proxima ocazie prezint și documentele și să ne auzim și să ne vedem sănătoși.